Bine v-am găsit, stimați telespectatorii. Aseară, când m-am dus ca de obicei la emisiune, ca de obicei marțea la emisiunea față în față cu Ion Cristoiu, unde era invitat Andrei Păunescu, când am intrat, m-a întâmpinat o domnișoară care mi-a dat această carte, era învelită în Cipru, nu cu dedicație, deci Adrian Rușcea, Generația Marelui Exod, Poezia Diasporei, Letras, și fiind tânără și drăguțică, am crezut că este, știu că Andrei Păunescu are o soție mai tânără sau nu știu, tovarășii de viață, am crezut că au venit și că era domnișoara Andrei Păunescu, ca să spun așa, însă am aflat imediat că este vorba de o colegă de-a mea, că și eu lucrez la gând, într-un fel fiind colaborator, și anume Lia Rușcea. Și după ce ne-am lămurit noi, mă rog, cu greu că trebuie să fii politic contest, pentru că sunteți soția lui, mi-am lămurit că nu are nicio legătură cu Andrei Păunescu, cel care a venit și mai târziu. Mi-a explicat că acest volum, deci se numește Lia Rușcea, este jurnalist la gândul și mi-a explicat că acest volum este al tatălui, Adrian Rușcea, Generația Marelui Exod, Poezia Diasporei Letras. Așa. Acum, nu mă să mă apuc, e poezie, nu mă pricep la poezie, sunt critic de proză, de teatru, da, de fiți cum vreți, dar de poezie, nu? Despre ce este vorba? Este foarte interesant, dar zic foarte îndată în moralul Claus Iohannis. E foarte interesantă această carte. Autorul, Adrian Rușcea, este un român din diaspora. Haideți să vedem câteva lucruri. Mi-a trimis Ria Rușcea, care este fata, câteva amănunte despre tatăl ei. Ia să vedem aici, ia să vedem. E foarte interesant că e vorba de un român din diaspora de astăzi, da? Și o să vedeți cât de interesant așa. S-a născut în 62 la Pitești. A absolvit Mama a fost profesor, tatăl economist, a absolvit un liceu de prestigiu Ordobescu din Pitești, da? Apoi o secție de top ASE București, unde concurența era cam 20 de candidați pe un loc, da? Așa a făcut, deci, ASE-ul. Dar s-a fost tânăr economist la Agenția de Turism, Hotel și Restaurante, Curtea de Azi, mă rog, despre viața personală. Nu e interesant, are totuși o fată. A citit, deși l-au citit multă poezie, dar până la vârsta de 53 de ani, de 53 de ani, nu a scris, nu s-a n-a scris versuri. Și așa. Am lăsat un post de director comercial în România pentru o slujbă modestă și limitată cu durată la 2 ani în Germania, așa. Deci, foarte. Eu spun acest lucru pentru că este destinul unui român post-decembrist, un destin într-un fel dramatic, pentru că, iată, era aici, terminase facultate, se duce în Germania, reîntors în România, am deschis o afacere care mi-a adus ceva câștiguri materiale, așa, dar care a murit din lipsă de dezvoltare, în principal din vina mea, da? Am condus afacerea de la București, ca al doilea job, primul fiind de consilier într-o direcție a Secretariatului General al Camerei Deputaților, n-a făcut politică. Am plecat din România în 2015, după o serie de investiții prematuri la acea vreme la agricultură. Vedeți aici imaginea, dincolo de autorul de carte, a unui destin. Încearcă în România, nu iese nimic. Și atunci pleacă în 2015 în
Marea Britanie, am supraviețuit însă o proprietate de 12 hectare lângă Curtea de Argeș, pe care totuși sunt plantați 2000 de nuci. Ah, ce frumos! Și o casă care poartă numele fiicei mele, am înțeles la Rusana Dima că zona aia, casa aia se numește Lia Rușcea, aia e fata, așa. Și iată, în diaspora, în Marea Britanie trebuie să iau totul de la zero. Sunt diferiți față de noi, așa. Bun, ne spune cine este despre Marea Britanie. Anul acesta am absolvit în Marea Britanie facultatea de business marketing. Locuiesc în Walsall și lucrez ca muncitor calificat la cea mai mare firmă de logistică, Wincanton. Deci, avem de-a face cu un destin tipic de om, român, poddecembrist, cinstit, inteligent, încearcă să facă afaceri în România, nu iese. Se duce în 2015 în Marea Britanie, iată că aproape că s-a stabilit acolo, și publică această carte de versuri. Hai să citesc. Marele Exod nu a fost o excursie în vest, citesc de pe copertă, a fost fenomenul prin care s-a spart o națiune a noastră. E comparabil cu noaptea în care ahieii au intrat în Troia și i-au dat foc. Generații următoare trebuie să știe ce s-a întâmplat, să nu uite, să nu ierte, să nu repete greșeala. Poeziile, acesta este autorul, vedeți așa? Să fie în Marea Britanie și să fie muncitor calificat, sigur, bani să câștigă bine, dar să scrie și versuri, asta chiar că e culmea. M-a interesat condițiile de lux în care sunt tipărite această carte, editura Letras, poezia diasporei, este aici un fel, o prefață a unei doamne, domnișoare, nu știu, Elena Net, cu bănuiesc că e proprietara sau directoarea acestei edituri, așa, și spune așa, e foarte interesant. Spun asta pentru că poate un ziar găsește cineva, sau poate chiar eu găsesc un interviu cu domnia sa, a găsit un argument la poezia diasporei, ar fi un demers pe cât de curajos, pe atât de riscant, așa. Din ce în ce mai numeroase sunt aparițiile editoriale în versuri sau proză, în jurnal sau memorialistic ale unor scriitori care scriu într-un fel de autoexil, mai degrabă un exil interior, simțind depărtarea ca pe un gol sufletesc sau ca pe durere fără leac. Nu știu, nu spune că este editoarea, dar e bună, cred. Din fericirea de a Rusia se vindecă prescris, punându-i sufletul pe tavă. Deci este chiar că e generare autoare. Iată o nouă carte care se va alinia în orizontul de așteptare al ritmului meu. Deci, mă întreb, sunt chiar versuri. Versuri, da? Deci, este, cum vreți, gazetărește, foarte interesant. Unu. Avem destinul unui român post-decembrist și care ridică întrebarea, cumplita întrebare post-decembristă, de ce dracu românii trebuie să plece în sănătate ca să realizeze? Era aici economist, a făcut, dar a zis că nu i-a ieșit. S-a dus în Germania, după asta, uite, în România nu ieși afaceri, duce în Marea Britanie și din 2015 sunt deja cât 2015, 8, cât 9 ani, 8 ani. De acolo. Merită la un moment dat discutată, nu, dar nu pamfletar și nu politicist, ci chiar serios, de ce nu reușesc românii să se realizeze aici. Doi, se apucă și scrie versuri. Dacă ar fi, nu știu, dacă era de aici, pleca, era scriitor sau era, nu știu, absolvent al facultății de jurnalistică. Dar nicio treabă cu toate acestea, nici meseria în alții, cu toate acestea simte nevoia să se exprime. Nu mi-a trimis cartea ca să o prezint, să știți că nu o am cu dedicație, mi-a dat-o fata și în același timp, al treilea fapt gazetăresc interesant este condițiile extraordinare în care apare aceasta. Nu știu, editura Letras, poate știți noastră, și nu știu, uite, Letras promovăm autorii români.
Ia să vedem, Oradea, nu știu, Snahov. Deci, 2022. Carte distribuită, www.piața de carte net, editura Letras, o fi din România, o fi din străinătate, oricum, este, sper că, așa cred, o editură dedicată diaspora. Am prezentat acest lucru pentru că în cadrul jurnalului meu video, jurnalul vieții mele individuale. Bun. Să trecem la comentariul zilei. În mai multe, în zeci de rânduri, în zeci de rânduri, prin viu grai sau prin scris, și mai ales în acest jurnal al meu video, am atras atenția asupra unui adevăr. Popoarele n-au prietenii, n-au simpatii, au interese. Liderii politici trebuie să exprime interesele țării pe care o conduc. Situația, relația noastră cu Ucraina acum nu diferă cu nimic de relația cu Ungaria în timpul Războiului Sfânt. În timpul Războiului Sfânt eram aliați cu Ungaria în sub conducerea lui Hitler, a Germaniei, împotriva Uniunii Sovietice Bolșevice. Acum suntem aliați cu Ucraina, sub conducerea Americii lui Biden și împotriva cui? A rușilor. Mă rog, atunci erau rușii comuniști, acum sunt rușii ruși, rușii lui Putin. Am atras mereu atenția asupra unui adevăr. Cum e? Frate, frate, dar brânza e pe bani bărbate. Deci, ce spune acest adevăr? Spune că, mă rog, e adevăr inspirat din viața de familie, adică soția îi spune, bă, e fratele tău, dar până la urmă, brânza pe care trebuie să o dăm, ne bănuiesc, așa se interpretează, e pe bani. În relația cu Ucraina, noi, da, ca toate țările membre ale Uniunii Europene și mai ales țările din Est, ne-am angajat total în ajutorarea Ucrainei, care sigur este victima unei agresiuni, a unei invazii și a unei încălcări a dreptului internațional. Din acest punct de vedere, axiomă, Rusia a încălcat dreptul internațional, a atacat o țară independentă și a luat 20% din teritoriu, indiferent de motive. Bun. Că ne-au spus cei de la Bruxelles, că ne-au spus americanii, noi românii, cam am aproape că ne-am dat cămașa de pe noi de dragul ucrainenilor. Această explicația aberantă, bolșevică dată de Klaus Iohannis și de alți politruși din România că noi trebuie să ajutăm Ucraina deoarece de ea depinde libertatea și existența noastră, răspunde, este o aberație, este o tâmpenie, o imbecilitate. Nu. Noi suntem datori să ajutăm Ucraina deoarece este un stat care este victima unei agresiuni din partea unui stat mai mare. Dreptul internațional și chiar și condiția noastră de țară mijlocie ne obligă la asta. Sigur, ne obliga și când a fost atacată Serbia, dar, mă rog, se pare că această obligativitate e valabilă numai când este dușmana Americii care face acest lucru. Am făcut tot ce trebuia pentru ajutorarea refugiaților ucraineni. Chiar am exagerat, pentru că din bugetul țării s-au acordat sume uriașe pentru cazare, pentru masă și pentru alte lucruri, și care, după părerea mea, ca și în pandemie, aceste sume au intrat în mare parte nu în buzunarul ucrainenilor, ci în buzunarul șmecherilor noștri. Deci acum nu știm cu acele ajutoare date de stat, care au fost bani de la buget,
cine a beneficiat de ele. Deci când statul român a hotărât, zic așa, să dea furculițe și cuțite fiecărui refugiat, să zicem așa, ucrainean, întrebare de unde le-a cumpărat. Și veți vedea că la fel ca și în pandemie, ca la, și la vaccin, ca și la seringi, l-au cumpărat anumit tip și la un preț pe care l-au impus ei, la cazare. A devenit una dintre cele mai rentabile afaceri la ora actuală în România. Ai un apartament, de regulă, iei o sumă de bani destul de bună, dar dacă vei caza un ucrainean, statul român îți dă cât vrei tu. Normal. Asta este. Al doilea. Ucraina este o țară, un regim naționalist, cum am spus și în 1977 încă, feroce, un naționalism isteric de popor de țară fără trecut cultural, fără memoria statului. Am zis că față de naționalismul rusesc, care nu este naționalism, urs. Este naționalism, cum se spun, de viezure. Acest naționalism a făcut, a atacat, a hăituit minoritatea română din Bucovina de Nord. A, iată, era ultima știre care, nu știu, primarul din Cernăuți a dat, cum să zic, au scos niște morminte, 300 de români. Domnul Iulian Rusanovski, când a fost la mine tânărul din Basarabia care se ocupă de morminte, a spus că cea mai mare problemă cu, nu de morminte, cu monumentele românești, nu e în Basarabia, nici în Rusia, ci în Ucraina. Bun. Noi n-am zis nimic, mă rog, așa, am zis, nu ne... Ei sunt victime și nu, victimă, victimă, nu pot viola, pot face orice, așa e viziunea noastră. Trei, ei au săpat canalul, au, și-au făcut canalul Dunăre Mare Neagră Ucraina, au săpat, au adâncit, au ținut cont de delta, acum e o comedie. Ei că măsoară ei și sunt și doi cimezi din România care sunt acolo pe bor. Bun, e clar, au săpat. Trei, sub pretextul că trebuie cerealele ucrainene, ucrainenii, cerealele ucrainene, trebuie să ajungă în Africa unde mor de foame, mai țineți minte, bla, bla, bla. De fapt, aceste cereale au fost luate, transportate pe la noi, pe canal, pe acolo, pe brațul, chilia transformată într-un fel de canal navigabil, pe șoselele noastre pe care le-a făcut pulbere, în portul Constanța și s-au dus nu în Africa, în Egipt, ci în Occident. S-a întâmplat însă un lucru foarte grav. Cerealele ucrainene și ucrainene, mi se pare pe locul 2, în Europa, cred că sunt după ruși, sunt modificate genetic, proaste și în plus sunt foarte ieftine pentru că Comisia Europeană le-a dat voie să ajungă în Occident fără nicio taxă. Cerealele românești, cerealele românești sunt foarte, sunt la un preț normal, adică sunt cereale tratate, toate astea costă. Cereale curate, cereale cinstite, nu modificate genetic și care și plătesc taxe. În aceste condiții s-a întâmplat un lucru despre care v-am povestit într-una din seri și iată că acum a apărut și în spațiul public. În timp ce se transportau pe aici, pe șoselele noastre, șmecherii din România au zis, bă, ce cum să spun, de ce să, șmecherii care exportă? Și au zis, bă, ce rost are să cumpărăm noi cereale de la fermierii români, că ele sunt dublu ca preț, luăm de la ucraineni. Luăm de la ucraineni, sunt ieftine și le vindem în Occident, da? În felul acesta, românii au rămas cu buza umflată. Ia să vedem ce spune un fermier. Ia, vă spun și numele.
la un podcast extraordinar, pentru asta îi felicit, realizat de colegii noștri de la... Deci este vorba de fermierul... Așa... Tata așa, este fermierul... Ciucă și domnul Ciorac. Tata așa, Ștefan Muscă, așa, și un fragment din ce a spus el la tot castul evenimentului zilei, Dan Andronic l-a pus pe TikTok. Ia să vedem ce povestește fermierul român. Nu, după părerea mea, nu este bine cu gramatica, dar pe mine mă interesează ce povestește. Ascultați ce spune omul. El e fermier, da? Ia să vedem. Domnul Ciucă și domnul Ciolacu, deci n-are nicio vină ministrul agriculturii, au plecat în Ucraina, au semnat acel acord de tranzitare a cerealelor din Ucraina, da, în România. Firmele astea, și să spunem clar de la început, că mie cu asta am venit aici să spun adevărul, n-am nicio... De-aia v-am invitat. Situația este așa. Americani, firmele americane deține 28% din suprafața de teren a celor din Ucraina, din 40 de milioane de hectare. Îmi spuneți dumneavoastră cât face. 30%. Face mai mult decât suprafața țării noastre. Acele cereale nu ajutăm pe Ucraina și ajutăm firmele americane care tranzitează pe aici. Firmele care venea, traderii care venea și făcea contract cu Muscă să vină să ia cereale, n-a mai venit niciun. Iau de acolo, se ocupă de... N-a mai venit, nu? Se ocupă de cerealele ucrainene. Lui se duce, da, de aici, dom'le, vine pe tren, 6.000 da, de vagoane pe zi, vine tiruri, vine... Pe Muscă nu-i permit... Deci aici vine durerea mea. De ce mă tratez pe mine mai rău decât îl tratez pe... Muscă n-avea voie să plece mai mult cu 24 de tone pe tir, pe șosea. Ei vine, ei pleacă cu 45 de tone. Și cu ce mai are mașina să zice aproape de 60. Dar fără nu, taxe, fără absolut nimic. Dar nu distrug infrastructura? Păi distrug. Pe mine nu mă lasă. Pe mine mi-oprește șoferul, îi dă amendă, îl distruge, ia permisul. Pe la las. Bun. Deci, ca el sunt mii în România. Și care Comisia Europeană în bătaie de joc, nu știu, le-a dat, le devine fiecare, nu știu câte, un euro de fermier, sau cam așa ce. Ei, iată, ai noștri au făcut ciocumic. Ministrul Agriculturii PSD, domnul Daia, n-a zis nimic, ba din potrivă a spus că el a verificat și că nu au nicio problemă, sunt cereale extraordinare. Claus Iohannis n-a spus nimic, premierul României n-a spus nimic. Până ieri, când în România a venit premierul polonez, dar a venit nu să-l vadă pe Iohannis și nici să o ajute pe Maia Sandu, a venit să găsească un aliat în România pentru a ridica problema dezastrului produs în Polonia în rândul fermierilor de către aceste transporturi de cereale. Ia să vedem ce a spus premierul polonez și după asta vom vedea și ce a spus Ciucă prezent și la conferința de presă. Da, să vedem, da? Este vorba de trecerea cerealelor din Ucraina în România, Slovacia și Polonia și aici luptăm pentru ca aceste cereale să plece mai departe din țările noastre, ca Uniunea Europeană să ne ajute în realizarea politicii comerciale care se află în interesul strategiei Ucrainei și Europei Centrale, dar și în interesul economic, bine înțeles, al Poloniei și al României. Și suntem împreună angajați într-un demers în care să discutăm cu Comisia Europeană care vor trebui să fie mecanismele de a instrumentaliza trasabilitatea exporturilor din Ucraina și, desigur, destinația finală, astfel încât să evităm această speculă prin care prețurile de dumping au afectat fermierii, producătorii agricoli din țara noastră. Ultimul domeniu... Ce să remarc? În acest răspuns al lui Claus Iohannis, nu a lui Ciucă, eu n-am înțeles nimic. Deci în timp ce premierul polonez este foarte clar, potrivit agenției Reuters, guvernul polonez are foarte mari probleme, deoarece au alegeri, deci
Furia de, a crescut o furie în rândul fermierilor din cauza efectelor importurilor asupra prețului. Deci sunt pulbere făcuți, ei vor au alegeri, polonezii, și partidul de la guvernare poate să își pună victoria în cui, pofta, pardon, în cui, deoarece ei au un mare electorat în acești fermieri și care acum sunt turbați pentru faptul că mor de foame din cauza cerealelor ucrainene cu care au fost aduse în Polonia, în România și acum și în Bulgaria de Comisia Europeană. Deci de asta, până acum, Ciucă și Iohannis nu zice nimic. Nimic, nimic, nici ministrul agriculturii, nici Ciolacu, nimic, nimic. Deodată venind omul ca să descoperim că Ciucă știa de această problemă, numai că ați văzut, zice, ce zice, mă? Că și nebunești, dacă citești aici, zice, a, așa, ia uite ce spune, ce spune premierul la Reuters. E nevoie de 1,39 miliarde de dolari pentru a acoperi pierderile fermierilor. Voi vedeți dumneavoastră ce înseamnă un fermier responsabil de interesul național. Și Corona e în prima linie a bătăliei cu Rusia, cu Federația Rusă, ajutorării militare, cum vreți. Da, dacă ne e vorba de fermieri, de agricultura lor, omul se urcă în avion și vine la București. Da? Și răspunde Ciuculete, Ciucă, cât, că Uniunea Europeană trebuie să găsească, stai că mai și stricat de râs. Ia să vedem. Stai că citesc așa. Zice că trebuie să găsească așa. Așa. Hai să vedem, hai să recapitulez, să citesc text. Ciucă. Suntem împreună angajați, adică cu Polonia, într-un demers în care să discutăm cu Comisia Europeană care vor trebui să fie mecanismele de a instrumentaliza trasabilitatea exporturilor din Ucraina. Bă, omul ăsta are un consilier, Iulian Chifu, și care îl pune să spună. A fost, mi-a atras atenția Bogdan Iacob când a făcut mesajul cu serii, n-am înțeles nimic, nimic. Pe cât e el de împiedicat, pe cât e el de agramat, pe atât e el de analfabet funcțional, pe atât este pus să spună cuvinte care nu le înțeleg. Spuneți-mi și mie ce înseamnă Comisia Europeană, trebuie să discutăm cu ea mecanismele de a instrumentaliza trasabilitatea exporturilor din Ucraina și destinația finală, astfel încât să evităm această speculă prin care prețurile de dumping au afectat fermierii. Ce bă trasabilitatea? Adică să luăm alte trasee? Păi n-are cum, că trec pe la noi. Trebuie să cer Uniunii Europene să nu mai înleznească, să nu mai fie preț la jumătate de preț cereale, că preț de dumping, nu trasabilitatea. Nicoată. Mecanismele de a instrumentaliza trasabilitatea pentru că, pentru Dumnezeu, eu nu înțeleg, am făcut facultate de filozofie, ce e aia împreună, deci să discutăm cu Comisia Europeană care vor trebui să fie mecanismele de a instrumentaliza trasabilitatea exporturilor. Exporturile din Ucraina trec pe la noi. Adică să găsim un alt traseu. Păi unde? Că n-are cum, că Zelenski face ca trenul când au auzit că nu mai transportă pe la noi. Bun. Ați văzut acum, și este și în Bulgaria la fel, ai noștri, ce am sesizat, ce am în încheierea acestui comentar. Diferența uriașă dintre politrucii români și politicienii polonezi. Încă o dată. Chiar Polonia surclasează toate țările din est și din vest prin, cum să zic, ajutorul necondiționat militar, cum vreți, dat Ucraine. Dar, în momentul în care agricultura poloneză, fermierii polonezi au pierdut de un miliard de dolari, în acel moment premierul Poloniei, conducerea Poloniei, nu zice, aoleu, cum a zis mă la noi, Iohannis, cum îndrăznesc să ziceți asta când ei sunt atacați și băi atacați de ruși?
dar ei ne atacă cu cereale. Ai noștri au tăcut. Raia, Ciolacu, cine vreți, conducerea PSD, conducerea PNL, Ciucă și Iohannis. Eu ești la altă trabuție, nu mai spun. A trebuit să vină premierul polonez, care a venit special și probabil că dacă nu venea premierul polonez, nici nu știam, adică Ciucă nu spunea nici măcar de instrumentalizare, nu vorbim. Ei sunt, încă o dată, se mai trebuie, închei, contrară în polemică cu toți tefeliștii, useriștii, internaționaliștii, neoprogresiștii și toți tembelii din România. Una este ajutorul, solidaritatea cu Ucraina, o victimă a unei agresiuni, și alta este ca noi să acceptăm de dragul acestei solidarități ca cele mai mari pagube. Dacă o țară este victimă, și este victimă, nu e adevărat că este victimă, unei agresiuni, unei nedreptăți, nu înseamnă că ea poate să facă orice. Din faptul că vecinul de peste drum, dau un exemplu, da? Din Mahala, din lung, din viață, vecinul de peste drum are probleme, el, nu știu, e persecutat la serviciu, cum vreți, nu știu, vin, îi scot mobila afară, ANAF, îi scoate ANAF, nu înseamnă că el trebuie să vină să ne violeze nevestele. Sau să vină și să se așeze și să se urineze în casă la noi. Nu. Adică, sau nu înseamnă că el vine și ne ia, cum să spun, și la un moment dat trage curentul de la noi și noi murim de frig sau nu avem cu ce să îi gaz. Nu. Poți să fii solidar, poți să fii și ajut. Uite, Ucraina, în prima linie, dacă nu este vorba de faptul că victima nu ține cont de nimic. Ne face pulbere minoritatea. A făcut pulbere Delta cu canalul, da? Ne-au hătuit preoții, da? Acum au venit cu cereale, au venit unii dintre refugiații ucraineni, sunt oameni cu bani, care sfidează pe ai noștri, da? Din punctul acesta de... Am înțeles, mă? Da. Victimă, victimă, sunt de acord, te ajutăm, te plângem, dar nu când dacă tu victima devii, mă faci pe mine victima. Da, bun, am încheiat. Bun. Ziarul Gândul, știți că o mare problemă în legătură cu Băstruie este o mare problemă, este că potrivit unui comunicat al MAE, Ministerul Afacerilor Externe a dat un accept, zice așa, pe căi diplomatice, așa spune comunicatul, pentru ca pe canalul Dunăre Marea Neagră ucrainean, adică inclusiv pe Sulina, care este braț comun al nostru cu Ucraina, să intre nave, sigur, pentru că era vorba cu cereale, sub pavilion străin. Problema este că acest accept, documentul a fost emis anul trecut, nici acum și acum Ministerul Afacerilor Externe refuză să-l dea publicității. Și de la Gândul au făcut o adresă și iată ce au primit. Eu vă citez așa, o să vedeți și aici. Zice așa. Cei de la MAE spun că în 13 iulie 2022 s-a anunțat transmiterea consimțământului părții române privind tranzitarea canalului Chilia și Băstroie, dar zice a transmis părții ucrainene pe canale diplomatice, dar spune că nu este niciun acord scris. Ia să vedem aici și de gândim, ia să vedem așa. Ia să vedem așa. Deci cum răspunde, uitați-l aici, o să-l vedeți și mă ușor, da. Zice așa. Oficialii mai au reafirmat în răspunsul unei 28 martie că nu au transmis niciodată părții ucrainene că sunt de acord cu efectuarea. Stăt puțin, nu asta era vorba, că sunt de acord cu efectuarea. Pe noi ne interesează în acordul ăla ce spunem, da? Ia să vedem.
Mai, stați așa, unde mă? Așa. Nu există niciun decret sau tratat acord semnat privind permisiunea României pentru tranzitarea brațului Chilia și a canalului Bustrăi de către navele sub pavilion terțe încărcate cu ținere. Păi, dar era consimțământ. Deci, mai te respectate. M-am contrazis cu multe lume. Și am spus în felul următor. De la egipteni încoace, să nu spune hitiți, dar egipteni încoace, orice act între două state este act birocratic. Deci, ucrainenii, ca să poată să transporte cereale pe brațul Chilia, care e comun cu noi, ne-a cerut consimțământul ca, deci, legea Dunării interzice, nu, legea Dunării cere ca, în cazul în care există două țări care au, cum suntem, administrează un din ăla, un braț, aceste două țări, pentru ca să tranziteze o navă cu pavilion străin, da? Și în cazul de față cu cereale, trebuie să fie acordul ambelor părți. Întrebarea pe care o pun eu, Marius Tucă zice că până la acest consimțământ, până la povestea cu cereale, nu tranzitau nave mari. Bun, eu spun numai, nu știu, nave mari sau mici, era în felul următor. În momentul în care venea o navă, să zicem, nu știu, libaneză, sub pavilion libanez, aia a întrebat la capitania postul portului dacă poate să intre. Și îi răspundea partea română și partea ucraineană. Dacă, numai dacă amândouă ziceau da, trecea ăla. Dacă în momentul în care elimin consimțământul obligatoriu, deci face o derogare de la lege al părții române, este clar că dacă era și partea română, partea română întreba, dar ce pescaj aveți? Păi 10 metri. Bă, nu se pune, aveți cum să merge, pentru că din câte știm noi, nici pe o parte ucraineană de la noi nu poți să merge cât cu 3,54 metri. Da? Bun. În momentul în care mai acceptă ca noi să nu ne se mai ceară nouă consimțământul, ci numai părții ucrainene, în acel moment documentul, consimțământul ăsta este un document de o valoare epocală pentru poporul român, pentru că noi nu știm pe cât timp s-a dat derogarea asta. E o derogare și dacă în derogare, în documentul ăla, se precizează că partea ucraineană nu are voie să consimtă să treacă nave cu un pescaj mai mare de 4 sau 5 metri, da? Să zicem, da? Bun. Deci, încă o dată, deci, dar acest consimțământ este un act, că e notă verbală, nu există telefonic. A sunat Culeba și a zis, alo, prietenul meu, Trabucel, vrei un trabuc? Da, îți trimit o cutie, da? Că noi avem multe, da? Că ne-au dat și americani acum, că ne dau și trabuc cu băianejini. Bun. Bă, și noi o rugăminte. E o lege a Dunării care trebuie să ceară cu tare, trebuie să fie și consimțământul vostru. Voi ce ziceți? Eu zic să renunțat la consimțământul ăsta. Și Trabucele, da mă, bravo Culeba, hai, Adem, trimite mai repede Trabucele. Asta este, se discută în Moromeți. Găsești de alt, dar nu în relație între două state. E limpede că ucrainenii au făcut o adresă, nu știu, e-mail, ce vreți, așa, și că partea română a răspuns printr-un act, notă verbală, dar nu la telefon. Ce este foarte important și mulți nu vor să înțeleagă aceasta. Să zicem, Aurescu a fost de acord, da, el. Bun. În acel moment în care el a dat nota aceasta, nota aceasta a mers și la Ministerul Transporturilor, Sorin Grindeanu, da? Pentru că cei care administrează din partea română brațul ăla este Ministerul Transporturilor. M-am amuzat. A, domnule, dar ce? A fost de ajuns să se spună la telefon și s-au dus ucrainenii și le-a zis, bă, românilor, noi suntem solidari, de mâine nu mai faci, nu vă mai cerem consimțământ. Ce spui, mă? Păi și ce? Oricine-i tâmpitul ăla să facă pușcărie? Pentru că, sigur, aia de care depindeau consimțământul, oricum, de fiecare dată de-a zis, scris. De ce?
Poate să vină o navă de noi așa, rămâne blocată și face pușcărie. Când îl întreb pe ăla, bă, dar pe ce bază ai dat drumul? Păi, am văzut la televizor. Zicea Radu Tudor că e bine. Ce spui, mă? Am dat un exemplu, dacă el e cu... este, cum să zic, pordrapelul ucrainean în România. Pordrapelul Zelenski, dar împreună cu Antena, cu Gâdea, cu Tamvoiculescu, toată gașca. Bun. Încă o dată. În aceste condiții, noi îl întrebăm pe Sorin Grindeanu. Cei care administrează, deci cei care până acum dădeau consimțământ, dădeau drumul. Că de câte ori venea o navă ucraineană, sunt română, nu aveau nevoie. Dacă în momentul în care venea o navă sub pavilion străin, ea trebuia să aibă și consimțământ. Consimțământul nostru înseamnă niște reprezentanți locali acolo ai Ministerului Transportului. Unde e, înseamnă că știe și Grindeanu de documentul ăsta. Că nu cred că l-a sunat Trabuțel și a zis, domnul vicepremier, am vorbit cu colega, m-a rugat la telefon, mi-a zis că vă trimite și dumneavoastră o ladă cu portocale, mie îmi trimite o ladă de trabucuri, o cutie și ar vrea, nu știu, să nu mai întrebăm, să nu încălcăm legea Dunării. Nu. Deci aici avem mare escocherie, numai și felul în care... Păi da, ei au răspuns pe arhiv, zice, nu există niciun acord scris. Nu! Că nu există un tratat între cele două țări. Trebuie să fie un document prin care partea română spune în perioada cu tare până cu tare nu mai e nevoie de consimțământul nostru. Așa, așa s-a decis. Bă. Nu cred că se va rezolva, dar uite așa, da. În perioada demonstrațiilor împotriva lui Dragnea, deci în perioada aceea 2017, inclusiv cu piața Universității, cu piața Victoriei, da, una din marele influențe, una din cel bătea pe Rares Bogdan la isterie, a fost o doamnă, domnișoară, care se numea Ana Morodan. Domnișoara cu pricina era modistă. Unii se supără când zic că era curitoare. Modistă. Creatoare de modă în România. Din Arad. Mă rog, cam înțeles și site-ul ei, m-am uitat pe ea, unde ea se dă, merge, mă rog. Am înțeles, avea succes. Ea deodată, când încep demonstrațiile, devine hashtagistă. Devine tefelistă. Ia să vedeți dumneavoastră ce scria ea pe site-ul ăsta de modă, rochițe, sutiene, chiloței, nu știu, nu mă pricep și nu mă interesează. Bun. Deci, ați văzut. Deci ea era, cum să zic, tefelista tefelistului. De ce era așa? Pentru că băieții de la servicii puseseră mâna pe ea. Adică ea se adresează unui tineret care nu prea e preocupată politică, hai să o băgăm pe ea. Și ea a devenit hashtagistă și, cum să spun, mai avea un pic și ea mai chema mai rău decât Rares Bogdan poporul în piața Victoriei, să demonstreze împotriva PSD. Da, domnișoara, doamna, și atunci serviciul, SRI, i-a făcut ca și în cazul Șora, i-a amplificat, adică, nu știu, mii, zeci, sute de mii de like-uri, gata, era și s-a zis din cauza asta Contesa Digital. Ei bine, Contesa Digitală, în istorica zi de, dacă nu mă înșel, marți, a fost prinsă dimineața beată și drogată la volan,
a refuzat să se a refuzat să se testeze, deși ați văzut în acolo, spune, vrem o țară ca afară, era, cum să zic, ea nu voia, ea era useristă, tefelistă. Bun. Au dus-o la imen. I-au luat permisul și i-a dat drumul. Ei, i se ia permisul și seara tot poliția rutieră o prinde beată și drogată și fără permis. Mă înțeles. Dom'le, înțeleg că nu știu. Chiar și la o femeie înțeleg că a băut ceva de dimineață. Nu știu, poate că o durea stomacul. Păi da, ca tu să ai acest tărăboi, da? Să îți ia permisul și tu în loc să stai acasă, te urci în mașină, nu mai spun că a fugit de la fața locului, a lovit, cum să zic, a și fost reținută și, nu știu, de control judiciar. Păi, stimatele spectatori, ăștia de la SRI nu se împușcă? Păi cum să pariați, mă, voi pe ăștia? Cum să ne învețe o asemenea tantic că e supărată și ea luptă pentru statul de drept când ea se urcă drogată și beată la volan, îi se ia permisul pentru asta, refuză, e chiar o nebunie, să se testeze și apoi bății îi se ia permisul, bă, tot rămâi seara se urcă la volan fără permis și tot beată și tot drogată. Oameni buni. Mă, unde mă, vrem o țară ca afară? Și vă spun, i-am zis lui Turcescu la emisiune astăzi, când am discutat la podcast. O să vedeți dumneavoastră câte persoane dubioase au fost, din ele s-au făcut legende, s-au mitizat. O să vedeți, o să vedeți. Țin minte că pe vremea Traian Băsescu erau niște din aia înrăiți, antisecuriști, cum să spun, mâncau securiști pe... și informatorii pe pâine cu fără unt și după aceea s-au descoperit că erau informatori ordinari. Unii din ei au și plecat. O să vedeți, mă, asta nu spun cine, o să vedeți, mă, asta cum multe din eroinele și eroii care au fost în, creați de către serii se vor dovedi cu tantea asta, beată, drogată și fără permis. Nicum să spun, ci, nu-și putea permite nici un adept al lui Dragnea, dar pe un adept al lui Chiove și al lui Iohannis, că era acolo. Ia să vii, așa, chema oamenii, veniți, nu putem trăi, să nu, fără să nu luptăm împotriva cimei roșii. Bun. Și acum, în final, a fost Andrei Păunescu aseară și, printre altele, am discutat și despre părerea tatălui sau Adrian Păunescu despre Nicolae Ceaușescu. Este fascinant răspunsul pe care l-a dat Andrei Păunescu și poziția lui Păunescu, o știam de pe vremea aia, dar e bine că a reamintit-o eu am reamintit-o acum Andrei Păunescu, cum să zic, este o poziție extraordinară, cu atât mai valabilă astăzi. Ia să vedem. Vorbea despre Ceaușescu acasă? Da, cu același entuziasm și cu aceeași supărare, ca, pentru că el nu mințea. El când a zis, domne, l-am iubit pe Ceaușescu ăla din 65, 66, 67, 68, 70, el a rămas cu chestia asta chiar cu prețul de a fi considerat un ceaușist după ce foștii ceaușiști au devenit anticomuniști. Da. Îl enerva la Ceaușescu același lucru și când era în viață și când a scris poezii îngrozitoare, aia cu șoferul și nevastă sau e prea lung drumul până în comunie. Unul, ce admira la Ceaușescu? Admira că era naționalist, că avea un proiect de țară, așa cu multe greșeli, cu multe greșeli în industria chimică sau cu foarte multe greșeli în problema agriculturii și a proprietății mici, pe care nu o suporta. Culmea, Ceaușescu fost țăran fără pământ. Da. Asta îl enerva. Și asta i-o spunea și lui Ceaușescu în viață. Dar admira faptul că n-a fost un trădător de țară. Că trădător de țară n-a fost. Și avea proiect de țară. Și a făcut un proiect. Doamne, cum a gândit un sistem?
între irigații, agricultură, industria chimică, îngrășăminte, metalurgie. Când urla Ceaușescu cu independența energetică, zicea, hai mă, lasă că lumea se îndreaptă către globalizare. Anul trecut, da, ne-ar fi prins bine o independență energetică. Da. Da. Mulțumesc, la revedere!